se pregătește debarcarea Viorichii Dencil, anunțul radical, făcut de Traian Băsescu despre marioneta lui Liviu Dragnea. Traian Băsescu a anunțat, luni seara, la România TV, ce partidul său, PMP, va vota o moțiune de cenzură împotriva premierului Viorica Dencil. Anunțul lui Băsescu vine după ce Victor Ponta a fost primul care a spus că el și colegii săi din Pro-România vor vota o moțiune de cenzură. Ulterior, PNL Iusdre au precizat ce vor demiterea lui Dencil, iar liberalii pregătesc o moțiune de cenzură pe care o vor introduce în iunie. PMP merge pe orice moțiune. Dencil e o marionetă în spatele căruia se află Liviu Dragnea. Ea nu este premier, e o marionetă. Oricine depune o moțiune are sprijinul nostru. Eu am spus de atunci ce președintele Iohannis s-a pus singur într-un non-combat sau nu știu ce s-a băgat. Liberalii au sărit ca niște caragioi, ei trebuiau să se asigure ce au voturi. Noi vom vota, dar ei au voturi sau vor avea un eec? Eu anticipez un eec. Știu ce există o discuție între Ponta și liberali, el are 8 parlamentari, dar nu e suficient. Constituția zice că președintele poate lua parte la ședințe guvernului în care se dezbat probleme de interes național, politica externă. Președintele a fost informat ca se discuta problema mutării ambasadei ca să fie prezent la discuțiile din guvern. Răspunsul e nu. E o încalcare a atribuțiilor președintelui de guvern, neinformarea că a discuta probleme de politica externă. Nu facem politica extern pentru Israel. Politica externă se face în favoarea României. Noi am avut în Orientul Mijlociu statut de brocher de pace, nu de neutralitate. N-am fost niciodată neutri. Am avut reputația unui brocher onest. Fiind tot timpul o țară apropiată de Israel, dar cenzurându-ne sentimentele pentru principii și am reușit să fim respectati de ambele partii. Si de arabi, si de Israel. Acum am optat alături de Guatemala. Scoate-ți SUA. Eu compar cine suntem noi. SUA și Rusia au încalcat rezoluții ale Consiliului de Securitate. Pentru a face aceleași lucruri România trebuie să aibă tot atâtea portavioane. Esența apărării noastre pe plan internațional a fost respectarea rezoluțiilor ONU. E unul din firele calauzitoare ale politicii externe romane, sticat eu am înțeles ca președinte și ministru. Ne distrugem una din pavezele importante. România are relativ bune cu 4 din 5 membri ai Consiliului de Securitate și bune cu al 5-lea.
avem relații bune cu SUA, Marea Britanie, Franța, China și o relație neutră cu Rusia. Viorica Dencil a executat dispozițiile lui Dragnea, care crede că asta îi se construiește relație cu SUA. Cea mai mare scarbă a politicienilor americani e de cei care vând din interesele tari ca să facă bine. Nu-i respecta. Am văzut politicieni în situația asta în relația cu SUA. Iohannis Peletete preul non-combatului de la numirea lui Dencil. Trebuia să condioneze numirea ei de punerea unui director la SIE. Trebuia să fac ce am făcut eu cu Ponta, trebuia un act de coabitare, a spus Traian Băsescu. Presubliniere dintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ce retrage încrederea premierului Viorica Dencil, susținând ce aceasta nu face fac poziției de prim-ministru. Sunt trei luni, nere. De la investirea guvernului Dencil, după care pot să trag o concluzie. Doamna Dencil nu face fac poziției de prim-ministru al României, sublinierea transformă astfel guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea solicit public demisia doamnei Dencil din funcția de prim-ministru al României, a spus Iohannis.